Sfântul Spiridon, episcop al Trimitunde, este prăznuit de credincioși pe 12 decembrie. O rugăciune către acesta se spune că face minuni, îndepărtează relele și vindecă bolile. Despre Sfântul Spiridon se crede că își părăsește racla și pleacă în ajutorul oamenilor care îi înalță rugăciuni. De-a lungul timpului, mai mulți clerici au mărturisit că, din când în când, moaștele sale dispar din biserica din Corfu, iar atunci când reapar, sunt calde și prăfuite, având urme de pământ și iarbă. Datorită minunilor săvârșite în întreaga lume, Sfântul Spiridon a fost denumit și Sfântul Călător, alergând prin toată lumea să îi ajute pe cei care au nevoie de el. Sfântul își tocește periodic încălțămintea. Sfântul Spiridon s-a născut în jurul anului 270 în localitatea Schia din insula Cipru, pe timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Spiridon a fost ales episcop al cetății Trimitunda din apropierea orașului Pafos, el participând și la primul sinod ecumenic de la Nicea în anul 325. În jurul anului 295, în timpul persecuțiilor duse de împăratul Maximian, Spiridon este arestat și exilat pentru o perioadă. Sfântul a murit în anul 348 la vârsta de 78 de ani, fiind îngropat în Biserica Sfinții Apostoli din Trimitunda. În anul 1453, moaștele Sfântului Spiridon au fost duse în Serbia, iar apoi au fost mutate în insula Corfu din Grecia, unde se află și în ziua de azi. Cea mai puternică rugăciune. Părătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care, prin ale lui înțelepte învățături, ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni, vrednicule păstor al bisericii, Sfinte Ierarhe Spiridon, deși nu avem nicio vrednicie și nicio pricepere pentru a ne ruga ție cu potrivite cuvinte. Totuși, venim la tine, Sfinte, și-ți mărturisim multele păcate săvârșite. Ne rugăm ție cu smerenie. Întinde mâna ta cea dreaptă cu care de-a lungul vieții ai săvârșit atâtea minuni și binecuvântează-ne pe noi toți cei care venim la tine cu credință. Nădejdea celor care și-au pierdut nădejdea, mângâierea celor necăjite, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre, cele împovărate de multe ispite și cu obișnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către ziditorul nostru să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Sfinte Spiridon, roagă-te pentru noi. Învrednicește-ne pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești făgăduite adevăraților credincioși. Dăruiește-ne, Sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și mai ales pentru cea viitoare. Bucură-te, cel ce ești cu ungerii slujitor. Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârșește minuni. Bucură-te că încălțările tale slujesc drept dovadă. Amin. Relatează adevărul.ro.